Suceava, care și-a înjunghiat copilul de 12 ani pentru că i-a cerut de mâncare, a ajuns după gratii. Procurorii au decis să o rețină după ce au stat de vorbă cu ea și cu cei care o cunosc. Mama le-a spus anchetatorilor că nu a vrut să jănească fiul și că totul a fost un accident. Probele o contrazic însă. Am auzit băiatul, m-a venit să plâng, plin de sânge, aici la mine, lângă mine, plângea. M-a tăiat bunic, m-a tăiat. Dar și-a făcut, și-a făcut, ei nu știu, că băiatul e tăiat așa. Femeia tocmai se întorsese de la bar, iar cel mic i-a cerut de mâncare. Au început să se certe, iar mama a pus mâna pe un cuțit. Nervii care, când i-a cerut mâncare, fiind biată, băută tare, i-a și dat cuțitul fără, dar nu s-a întâmplat până acum. Eu m-ai certat, eu m-ai dat casă de ei cu cuțitul, că dacă era, chiar mai implicam și eu. Nu. Bunica a strigat și ea după ajutor. O mătușă a venit în grabă să vadă ce s-a întâmplat. Și am ridicat puloverul să văd că de tare tăiat, era înțepat de cuțit. Lasă-l sună la 112. La prezentarea NUPU, copilul era stabil hemodinamic, a necesitat toaleta plăgii, sutură și pansament. Rămâne în continuare sub supraveghere în secția chirurgie pediatrică. Poliția o cercetează cazul, ea spune varianta ei că i-a dat băiatul pisticuțit și i-a venit la băiat în abdomen. Băiatul declară altfel, înjunghia băiatul în abdomen. După incident, femeia a plecat de acasă. Polițiștii au găsit-o repede și au luat-o la întrebări. Ieri, procurorii au decis să o rețină pentru 24 de ore. Astăzi le vor cere judecătorilor să o aresteze preventiv.